Cătălin Striblea în studio, pe drum cu prioritate, rațiunea zilei, începând din acest moment, suntem live și pe Facebook. Să-mi pun și masca, deși sunt vaccinat, da. Salut, Cătălin, bine ai venit. Salutare! Azi că acum scoatem măștile, că vine marea relaxare. Câte nunți ai programate nunți în sezonul ăsta? N-am. Ai invitat cineva? Nu ai? N-am, nu, deocamdată n-am. Am, în schimb, un majorat. Ah. Da, la un nepot... Am majorat, okay. Da, și înțeleg că dacă ești vaccinat, poți să te duci, nu? Asta prin cluburi, prin discoteci. Discoteci, mai există discoteci? Nu, există numai cluburi. Acum oriunde te duci, sunt numai cluburi, nu? Păi că așa le spune, da, până cred la urmă diferența mare... Discotecă, discotecă e nașpa, e pentru bătrâni. Dar așa care e diferența între club și discotecă? Că la club sunt canapele. Știai tu, discotecă pe vremea ta cu canapea, cu asta, cu venea, cu roaba, cu șampanie, cu artificii din astea? Da. Da? Serios, aveați artificii? Dacă găseați bani de două țigări să le împărțiți, cred că erați cei mai mari. Și un vermut din ăla. Intram pe datorie. Dar și la discotecă există caie din asta. Exista caie, știi? Da, exista caie la discotecă. Dacă erai client fidel, știi? Luai pe caiet. Da, îți dădea un scaun de la de bucătărie și stătea într-un colț. Așa e, da. Da, hai că e plin de vești bune, Cătălina, astăzi. Nu, nu. Nu? Nu, am. Ai și o care mă bucuram. Da. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. E o ședință de guvern în această după-amiază în care s-ar putea decide un calendar al relaxărilor. Mă rog, lucrurile sunt în mare prezentate pentru că aici mai urmează niște consultări și aprobarea propriu-zisă. Ce o să vedem? Sunt trei trepte. 1 iunie, 1 iulie, 1 august. Funcție de cum evoluează boala, se vor lua diverse măsuri. Asta spunea Florin Cîțu. Acum, boala este la sub 1 la 1000, dar e prima dată când ni se întâmplă asta în foarte multe luni de zile, deci a scăzut foarte mult în România. Ne putem aștepta și la înlăturarea măștilor în spațiile închise, dar ce știm mai sigur dintr-o declarație a vicepremierului Dan Barna este că vor putea avea loc evenimente cu mai multe persoane, chiar și mari festivaluri, dacă persoanele respective sunt vaccinate. Ori eu asta voiam să semnalez aici, până când vom vedea diseară lista de măsuri pe care guvernul ni le propune pentru o viață mai ușoară, aici vreau să ajung și să notez că, domnule, este o schimbare de atitudine a guvernului României. Ceva s-a întâmplat, pentru că știți, până acum se spunea în felul următor: domnule, toată lumea are drepturi egale, trebuie respectate, nu vom putea impune să intre doar cei vaccinați, pentru că discriminare și așa mai departe. Deodată, poate nu chiar deodată, dar cum să zic, treptat, pe măsură ce vaccinarea sau dorința de vaccinare a scăzut, oamenii și-au dat seama că trebuie să le dai un beneficiu concret, palpabil celor vaccinați în afară de sănătate. Că nu ține doar chestiunea, așa e făcut creierul uman, nu e vina noastră. Nu ține să-i spui omului, o să fii sănătos. Păi sunt sănătos. Trebuie să-i pui și ceva în mână să înțeleagă. Și atunci li se pune ceva în mână. Uite, dacă ești vaccinat, poți să faci o nuntă de 200 de persoane dacă va fi toată lumea vaccinată. Zic și eu așa, că nu știu dacă e cifra asta. Da? Sau poți să faci un festival în care să vină mai multă lume, dar toată vaccinată. Limita e la 1000 pentru concerte și spectacole în aer liber, deocamdată la 1000, nu știu dacă se vor mai relaxa. Da. Poate pentru 1 iulie, 1000, dar vine 1 iulie, 1 august. Corect. Mai sunt niște chestiuni acolo și încă ceva. Asta oricum este o gură de aer, pentru că ia gândește-te un eveniment cum e Antoldul. Antoldul ce face? Poate să zică la 1 august, când va fi el, domnule, poate ne dă voie să avem 3000 de oameni, știu eu, pe stadion, sau 4000. Că ai un stadion foarte mare, cu o capacitate, poți să pui 4000 de oameni acolo, dar mai ai stadioane și alte locuri în Cluj în care poți să mai duci concomitent alte mii de oameni. Și asta înseamnă că îi dai voie să supraviețuiască. Sigur, da, că te îngrozesc acum când zic de câteva mii. Nu mă îngrozesc, știi, mă gândeam dacă n-ar exista și o alternativă. De exemplu, vin 4000 de oameni, vin 3000 care s-au vaccinat, da, și tu ca organizator să pregătești 1000 de teste din alea rapide, PCR,
pe care să le faci la intrare. Știu eu că... știu ce zici, dar eu văd mai curând această măsură gândită în sens invers. Adică ea este un premiu pentru vaccinați. Și mai ales pentru oamenii foarte tineri, pentru că le spune acum guvernul: băi, nene, dacă ai serul ăla în tine, uite, poți să faci fără bătaie de cap. Fără bătaie de cap e un fel de a spune, pentru că cum, nu știu exact cum, sunt curios că asta l-aș întreba și eu pe domnul Câțu dacă l-aș vedea. Nene, da. Cu ce dovedești? Cu ce dovedești? Cu cine verifică? Vii cu certificatul ăla? Înțeleg că de ieri sistemul de interrelaționare cu Uniunea Europeană cu certificatul de vaccinare este valid, adică e ok. Dacă te duci undeva pe relația asta, au ei oamenii niște acolo, niște cititoare de sistem, care le, cum spun automat, când le-ai prezenta hârtia cu QR codul, că ești vaccinat. Da, asta se poate întâmpla și la Antol, și la Antol cred că s-ar putea întâmpla, că ei investesc rapid în tehnologie și așa mai departe, dar la nunți, chermeze, știu eu, alte spectacole cu o capacitate mai mică, cum faci treaba asta? Va fi foarte interesant din punctul ăsta de vedere. Poate o să-i adresăm întrebarea asta și poate o să primi și răspuns. Oricum, e o schimbare de atitudine, de la vaccinare pe bani până la... Da. E o schimbare adică de atitudine. Începe și o campanie astăzi, sau azi, mâine, ceva de genul acesta, în care l-am văzut chiar pe premier comunicând primul, dar sunt mai multe clipuri care spune ce conține vaccinul. Vaccinul conține dragoste, prieteni, îmbrățișări, știi tu, toate lucrurile bune, ieșiri în oraș, cam ăsta e mesajul. E foarte interesant, pe mine mă amuză chestiunea asta. Felicitări celor care au făcut-o, mă amuză latura sa politică, știi? Era nevoie de campania asta. Pe 16 ianuarie, mesajul acesta a fost postat de echipa lui Vlad Voiculescu pe pagina Ministerului Sănătății. Era un viral de internet în care un cetățean spunea ce conține vaccinul. Pe 16 ianuarie, Ministerul Sănătății a postat chestiunea asta, au făcut un text, a fost o chestiune. Înțeleg că s-au încercat atunci și o mini-campanie. Nu a fost să fie atunci și a venit tocmai în iunie, dar ce să vezi că Vlad Voiculescu... Na. A lăsat multe lucruri în urma sa, da, despre care am văzut că sunt mai mult, cum să zic, mai curând adevărate decât... O să fie foarte interesant, deci să ne zic. Dom'le, e o idee bună, uite, continuitate. A luat actualul guvern o idee de la echipa lui Vlad Voiculescu și a făcut-o mai mare. Corect. Bine, acum stăteam și mă gândeam că prima petrecere fără măști deja a avut loc. Care? Și într-un spațiu închis. Da, corect. Deci erau toți vaccinați. Erau toți vaccinați cu dragoste și cu ce ai mai spus, că n-am... Cafea, mă rog, mâncare, mă, îmbrățișările cu prietenii, a zis doamna Anisie că s-a dus într-un colț. Măi, imaginea asta este epocală. Ia gândiți-vă cum s-a dus și ea zicea lui cine mai mamă în partidul ăsta, mai zi-mi un nume, că nu-i mai știu. Ludovic. În afară de Ludovic? Da, Ludovic. Stai, Ludovic, la locul tău, că eu mă duc să mănânc la ușa aici. Păi se făcea curent și ieșea virusul. Haide, Monica, vino mai lângă noi. Nu, că eu vreau să respect regulile, o să mănânc aici. Da. Olo. Să întrebăm cu ce s-a fi injectat. Sau las. Bine, da. Cătălin... Dar nici domnul premier era să zic, nici domnul Orban n-a știut că vine lumea, dar o pizza a luat, că așa face fiecare dintre noi. Eu chiar stăteam să mă gândeam că o să vin acum ziua mea, o să fie așa, veniți mă să-mi spune, să nu-mi ziceți, dar eu mă pregătesc. Păi nu știu cine spunea că așa se vine, cu o sticlă de ceva, cu să mă o atenție, cu o măslină. Să nu vii cu mâna goală, că eu am niște pițe așa, că în caz că veniți voi la mine... Arată ușa unde pot să mănânc atunci când ne vom întâlni. Arată în colțul. În care colț vrei să... Aici, acolo, îți mulțumesc. Un metru pătrat acolo. E al meu. Ești foarte darnic. Mâine la deșteptarea României, Cătălin, ce ne pregătești? Foarte serioasă treaba de mâine. Este vechea noastră dilemă și întrebare și hai să o rezolvăm o dată pentru totdeauna. Cauza numeroaselor accidente mortale de pe drumurile din România sunt sau este starea proastă a drumurilor sau faptul că nu suntem niște șoferi educați? Vine Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructură și ne explică până unde această teorie cu drumurile proaste este adevărată, adică cât contează gropile, marcajele, îngustimea, aglomerația... E posibil ca totul să plece de la școlile de șoferi, să treacă pe la ITP, să treacă și pe la drumuri, că pe drumuri... Da. E un complex. Abia aștept să aud concluziile voastre și concluziile ascultătorilor. Și o soluție, nu? Că de asta căutăm. Și mai ales soluția, dacă o exista. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, te ascultăm cu interes. Mâine 13 și 15 minute. Continuăm drumul cu prioritate.